Mulțumesc, Flaviu! Stimați prieteni, dragi frați și surori, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie de bucurie și, de asemenea, mulțumim adunării din Cluj pentru sacrificiu. Fie ca Bunul Dumnezeu să le răsplătească osteneala dragostei lor. Este pentru noi o ocazie binecuvântată ca încă o dată să fim împreună într-un scop atât de nobil de a-l glorifica pe Dumnezeu și pe dragul nostru Mântuitor. Pentru aceasta îmi vine în minte cuvintele unui frate care într-o poezie a spus următoarele cuvinte. Priviți la cartea cărților. E emană sfântă din ea în fiecare zi ne tot nutrim. E harfa universului ce ne prezintă mesajul Tatălui predat în mod sublim. iubim această carte slăvim pe autor, îi admirăm fântâna argintie, în fiecare zi venim la acest izvor să scoatem apă proaspătă și vie. Versuri de fratele Iulian Dragoș. Dragii mei, Meditația mea are ca text de bază cuvintele Sfântului Pavel din Galaten, capitolul 6, începând cu versetul 14. În ce mă privește departe de mine gândul, să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Căci în Hristos Iisus, niște tăiere în prejur, nici ne tăiere împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul Dumnezeu să fie pace și îndurare. Aș mai adăuga un verset la cele citite din 2 Corinteni 2 cu 2, unde același apostol spune, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. În baza acestor cuvinte ale Scripturii, am intitulat meditația pentru această zi, Crucea lui Hristos. Într-un sens general, crucea este un obiect format din două părți care se intersectează în mod deci, perpendicular și simetric una cu cealaltă. În antichitate, crucea era un obiect de tortură. Era modul cel mai crud și nemilos de execuție a condamnaților la moarte. Faptul Că fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce, în creștinism a devenit un obiect de venerație, de închinare. Crucea, deci, este simbolul creștinismului. O vedem pe în vârful bisericilor o vedem la intersecție de drumuri, o vedem agățată de gât, unii o poartă în acest fel, alții își fac semnul crucii când trec prin, pe lângă obiecte sau instituții sacre, dar Acestea sunt lucrurile care se întâmplă în lumea creștină. Noi suntem invitați să privim în Scriptură pentru a vedea însemnătatea crucii din punct de vedere al lui Dumnezeu, din punct de vedere al Bibliei. Ce este crucea cu care apostolul Pavel spune că el se laudă cu crucea lui Hristos? Crucea e un simbol al suferinței și al sacrificiului suprem al Domnului Isus Hristos. Prin moartea pe cruce, Dumnezeu a anulat distanța care a adus-o păcatul între El, Dumnezeu și om. De aceea noi putem spune că la cruce s-a revelat caracterul lui Dumnezeu. La cruce S-a revelat dragostea lui Dumnezeu pentru noi, cei căzuți. Putem spune, din acest punct de vedere, că crucea este puntea, este singura punte pe care putem trece din împărăția întunericului. În împărăția fiului, dragostei lui Dumnezeu. Nu este altă cale. Crucea am putea spune că este scara din visul patriarhului Iacov, acea scară care se rezema pe pământ și capătul de sus ajungea până la cer. Și de acolo, din vârful ei, glasul celuia tot puternic zicea, Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac. Această scară unește pământul dezbinat și răvășit de păcat și suferință cu Creatorul lui, cu Dumnezeu. Cine nu înțelege crucea lui Hristos, nu înțelege Biblia. În jurul acestui adevăr fundamental trebuie să graviteze orice adevăr. De aceea, dragii mei, dacă în viața noastră, în preocupările noastre, în predicile noastre lipsește Hristos, lipsește crucea, atunci suntem nimic. Hristos este unic. Hristos este incomparabil. Crucea este temelia împăcării cu Dumnezeu. Crucea este temelia iertării. Crucea este temelia speranței, a credinței preasfinte, sfinte. Crucea este temelia învierii și a vieții veșnice. Iată de ce Apostolul spune că în cel privește pe el, nu se laudă cu legea, nu se laudă cu aptitudinile lui, talentele lui, capacitățile lui, realizările lui, ci se laudă cu crucea lui Hristos. Cât de important este, dragii mei, să ne lăudăm cu acela care pe lemnul de durere în chinuri de nedescris S-a rugat, a iubit, a iertat, a mântuit, a eliberat, a promis. Cu acea persoană unică și delicată ne putem lăuda. Bine spune profetul Ieremia, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Bogatul, să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă. Să se laude în Domnul, că știe că eu sunt Domnul care fac dreptate și milă și judecată pe pământ. Să vedem, dragii mei, din punctul de vedere al lui Apostolul Pavel, ce spune el despre cruce. Câteva versete. Spre meditația noastră. În epistola către Coloseni, capitolul 1, citim versetul 19 și 20: Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, în Hristos cu cine ne lăudăm noi, cu acela în care locuiește toată plinătatea lui Dumnezeu, cu acel reprezentant al cerului care a venit în lumea noastră să ne facă de cunoscut caracterul lui Dumnezeu, planul lui, voința lui, cine este Dumnezeu. În El, în Hristos, locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. Vreți să vedeți ceva sublim? Vreți să vedeți ceva nobil? Vreți să vedeți ceva special? Vreți să vedeți ce înseamnă smerenie, dragoste, bunătate, sacrificiu, iertare? Priviți-L pe Hristos, Fiul Lui Dumnezeu. Versetul 20 și să pace totul cu sine, prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Ce este crucea pentru Apostolul Pavel? Este temelia armoniei universale. Într-o zi, datorită crucii, pe pământ va fi armonie. Într-o zi, datorită crucii, pământul și cerul, oamenii și îngerii vor cânta într-un cor armonios o sanale celui prea înalt. Asta este crucea. Un alt verset, vă rog să-l urmăriți, în 1 Corinteni, capitolul este 1, unde citim următoarele cuvinte. Dar pentru cei chemați, versetul 24, fie iudei, fie greci, crucea este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Crucea, este puterea, este înțelepciunea lui Dumnezeu. E un paradox. Cum poți vorbi de suferință, de moarte, ca fiind putere, ca fiind înțelepciune? Da. Lucrurile acestea au valoare dacă încercăm să le privim din punct de vedere al lui Dumnezeu. Amintiți-vă și haideți cu mine, vă rog, în Numeri, capitolul 14, să vedem un exemplu de putere a lui Dumnezeu. Numeri, capitolul 14. Amintiți-vă, vă rog, că poporul Israel adeseori a căzut în păcat, în idolatrie, supărându pe Dumnezeu, marele lor binefăcător și eliberator. La un moment dat, Dumnezeu spune: Urmăriți, vă rog, de la versetul 11, număr 14. Și Domnul a zis lui Moise: Până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine? Cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui. De aceea îi voi lovi cu ciumă, îi voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât ei. Aceste decizii a lui Dumnezeu de a-i pedepsi pentru păcat erau drepte. Moise, îi nimicesc pentru că au păcătuit. Dar pe tine, omul blând, reprezentantul meu, te fac un neam mare. În general, poate o asemenea veste ne-ar bucura să nimicească pe cei răi, dar pe tine, om ales, om deosebit, tu să fii cineva. Nu așa gândit Moise, urmăriți vă rog de la versetul 15, iată ce spune Moise, reacția lui, dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile care au auzit vorbindu-se de tine vor zice, Domnul n-avea putere să-i ducă, să ducă pe poporul acesta în țara pe care jurase că i-o va da de aceea i-a omorât în pustie. Doamne, spune Moise, e în joc onoarea ta. Tu ai promis că îi vei duce în țara unde curge lapte și miere. Ce vor zice alții dacă tu îi nimicești? Și acum ascultați-l pe Moise. Câtă zmerenie și înțelepciune și puterea credinței vedem în omul acesta. Versetul 17. Acum să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis, Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate, iartă fără de legea și răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat, drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Iartă, dar fără de legea poporului acestuia, după mărimea îndurării tale, cum a iertat poporului acestuia din Egipt și până aici. Iată-l pe Moise, Doamne, arată-ți puterea în mărirea ta. Nu puterea de a nimici, nu puterea de a șterge din cartea vieții, ci arată-ți puterea bunătății. Arată-ți puterea iertării, arată-ți puterea răbdării, arată-ți puterea compasiunii, arată-ți puterea iubirii. Nu trebuie putere să faci rău? Suntem setați pentru a face rău datorită păcatului. Dar trebuie putere să iubești, să ierți, să faci bine. Această putere a lui Dumnezeu s-a manifestat la cruce. Puterea Harului, puterea sacrificiului, puterea dragostei, ca noi să avem șansa eliberării și a revenirii în armonie cu Dumnezeu. Deci, pentru Apostolul Pavel, crucea era puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Acea înțelepciune care, prin moarte, să dai viață. Acea înțelepciune prin care uh, omul. Omul firesc alege elemente din cele mai dotate ca să realizeze ceva în, în lumea aceasta, iar Dumnezeu în marea lui înțelepciune alege pe cei smeriți, pe cei nebăgați în seamă ca să facă vase ale gloriei lui. Oricât ar fi lumea omul de înțelept, nu-l poate cunoaște pe Dumnezeu. Pentru a-l cunoaște pe Dumnezeu, este nevoie ca El să se descopere. Și în cartea aceasta se descopere Dumnezeul acela care prin cruce aduce biruință și eliberare. Pentru Apostolul Pavel, crucea era. Cristos era, urmăriți-vă rog, Coloseni, capitolul 2 și versetul este 3. Să citesc și 2. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Și acum, ce este Hristos pentru Apostolul Pavel? În care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. acesta este Hristos, o comoară. Viața lui, mesajul lui, ceea ce el a trăit și a făcut, este un lucru atât de special și valoros pentru el spune că sunt o comoară de înțelepciune și de știință numai prin crucea lui noi putem avea acces la comorile lui Dumnezeu deci crucea este suferința și sacrificiul Domnului nostru drag. Dragii mei, am o întrebare acum. Din pasajul nostru, care oare este dovada că cineva înțelege și apreciază crucea lui Hristos? V-ați gândit la lucrul acesta? Este cunoștința din Scriptură o dovadă că înțelegem și apreciem crucea lui Hristos? Ea este importantă, dar nu este o dovadă. Apartenența la o confesiune creștină este o dovadă că apreciem crucea lui Hristos? Cred că nu. Faptele bune sunt ele dovezi că noi apreciem crucea lui Hristos? Sunt importante, dar nu sunt o dovadă. Dar care este dovada? Vreți un răspuns? Cine vrea rapid? Să mergem pe urmele lui, sora Achivuță. Să purtăm crucea. Bine. Sora Năstafă. Să iertăm pe dușman. Un frate ridică mâna. Fratele Iosif, da? Vrei să spui ceva? Spune, te rog. Mă că nu se aude, îmi pare rău, frate Iosif, că nu se poate auzi din în sală. Mulțumesc, frate Iosif, mulțumesc, că asta înseamnă a purta crucea. Dar dovada că noi înțelegem și apreciem crucea se află în următoarele cuvinte. Urmăriți Galaten 6, unde am citit versetul 14. Prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume dovada că cineva apreciază crucea lui Hristos este răstignirea euului. N-are importanță câte știm, n-are importanță ce renume avem. Dacă acest lucru, răstignirea acestui imperiu al răului din mine, nu se întâmplă eu nu înțeleg crucea. Dar ce înseamnă răstignirea Eului? Răstignirea euului înseamnă detronarea Lui din centrul vieții mele, care îmi stăpân, mă comanda, mă controla, îmi dicta înlăturarea Lui de pe tronul vieții mele și instaurarea Lui Hristos ca Domn. Fără de acest act, conștient și voluntar, eu nu înțeleg crucea lui Hristos. Vreau să ne gândim încă puțin aici. Răstignirea euului înseamnă răstignirea păcatului, cu tot ce înseamnă ură și invidie și răutate și egoism. Tot ce înseamnă rău trebuie să înțeleg că sunt chemat să mă separ de euul meu, de voința mea, de vechea mea personalitate. Acesta e actul consacrării noastre, a dedicării noastre într-un mod conștient și voluntar lui Dumnezeu. Satan înalță euul, Satan dorește înălțare și să domnească, nu este mulțumit cu ceea ce Dumnezeu i-a dat. Omul în păcat se înalță pe sine. Hristos cere răstignirea eului. Satan urăște crucea lui Hristos. Pentru că prin cruce El a fost biruit pentru totdeauna. Prin cruce El a fost înălțat, Hristos nespus de mult. Iată de ce, dragii mei, trebuie să luăm foarte bine seama la ceea ce ne învață Scriptura. Răstignirea Euului nostru este dovada. Concludentă că cineva înțelege chemarea lui Dumnezeu, înțelege ce înseamnă a fi un urmaș al Domnului Isus Hristos. Încă o întrebare, poate că retorică doar. Dimineața am pornit spre această adunare. Ne-am luat ce trebuia să ne luăm. Cheile, mașina, geanta, Biblia, știu eu câte ce mai trebuia o oare să o luăm dimineață cu noi când am venit? Ce mai trebuia? Da, vom citi. Știți, dar acum ați uitat pentru un moment. Vă rog să urmăriți Evanghelia lui Luca, capitolul este 9. unde Fiul lui Dumnezeu spune așa, Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, să mă va zăua crucea dimineață. Aici spune, în fiecare zi să-ți iei crucea, dacă vrei să-L urmezi pe El. Și acum, dragii mei, ce înseamnă oare a ne lua crucea în fiecare zi? Sigur că putem vorbi de lepădarea de sine, este ceea ce numea în pasajul din Galaten răstignirea eului, a lumii față de el și a lui față de lume. Crucea creează o barieră între un creștin autentic și lume. El trebuie să trăiască deosebit. El trebuie creștinul să gândească deosebit are alte valori, alte priorități pe care lumea nu le înțelege. Și faptul că tu te-ai dedicat să-L urmezi pe Hristos, asta va însemna suferință și încercări. Ce înseamnă de ce a purta crucea? Înseamnă alege în mod conștient un alt mod de viață. Alege viața lui Hristos. Accepta, a doua înseamnă accepta să porți disprețul din cauza că ești creștin. Înseamnă proclamarea unui mesaj nepopular care îți va crea probleme. Înseamnă suferință de dragul lui Hristos, și acestea purtate cu bucurie. Înseamnă accepta calomnie și rușine și totul să socotești că aceasta este o onoare pentru Hristos. Înseamnă accepta să plătești un preț pentru a fi cu El. Ești dispus? Ești dispus să te angajezi? Să-ți iei crucea în fiecare zi este singura cale care duce la viață și glorie împreună cu El. Biserica lui Hristos este clădită pe temelia care este Hristos. Ea trebuie să asculte de Hristos. Ea trebuie să-l urmeze. El este capul ei. Nu trebuie stăpânit această biserică de om. Nu trebuie un om să-i spună ce să creadă, unde să plece, ce să facă. Ea nu este dictată, comandată de oameni, ci este condusă de Hristos, el e comandantul noi suntem ostași și ostașii ascultă de comandant. El este stăpânul, noi suntem robi și robi ascultă de stăpân. Unul este Domnul și învățătorul vostru, iar voi toți sunteți frați. A crede că cineva poate controla biserica, poate dicta biserică, poate fi talon pentru biserică, înseamnă aș aroga un drept, o funcție, o poziție pe care Hristos nu acceptă. Dar mă grăbesc să spun ceva. Faptul că a purta crucea înseamnă suferințe de dragul lui. Este viața unui creștin o viață lipsită de bucurii? Lipsită de sens, de valoare? Suntem triși, posomorâți că purtăm crucea lui Hristos pe umerii noștri? Nu, dragii mei! Viața cu Hristos este o viață de bucurie, este o viață împlinită, doar aceasta dă sens și valoare vieții noastre efemere pe acest pământ. Vreau să citesc două versete în sensul acesta. Primul se află în Roman, capitolul 5, unde Apostolul Pavel spune următoarele cuvinte: 5, versetul este 2. Lui datorăm faptul că prin credință. Am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei. Viața cu Hristos este o viață a bucuriei. Nădejdea aceea glorioasă ne animă, ne însuflețește, ne stimulează în viața noastră cu încercări. Și Apostolul Petru, în acord cu Pavel, spune următoarele cuvinte în 1 Petru, capitolul 1, citim versetul 8: Pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți. Aceasta-i credința. Nu-l văd, cred. Îl văd cu ochii minții, cu ochii credinței, și adeseori, ce văd cu ochii înțelegerii poate fi mai real decât ce se poate vedea cu ochii literali. Ce vedem se topește, se duce, apune, dar cele ce nu se văd sunt veșnice, spune Scriptura. Și acum zicem. Deci, îl iubiți și credeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Aceștia scopii lui Dumnezeu, aceștia înțeleg crucea, încercările, se bucură cu o bucurie negrăită și strălucită. Adică bucuria creștinului nu poate fi exprimată în cuvinte, doar simțită în lăuntru, în inimă. O întrebare, mă grăbesc, frate Liviu, unde ești? Aproape? Aici, bine. A, o întrebare, care credeți că este motivația răstignirii? Un om nu se poate răstigni pe sine. Ce este aceea sau acela care ne conduce pe noi la lua decizia aceasta uh, hotărâtă de a fi răstigniți împreună cu el. Ce este? Iubirea, excelent, soră Chivuța. Este dragostea. Ce l-a ținut pe Domnul pe cruce cu ele? Nu. Dragostea pentru noi ca să fim răscumpărați. Deci acea forță irezistibilă care ne conduce pe noi la cruce, la renunța la viața prezentă cu toate ofertele și proiectele și pasiunile ei, este dragostea pentru Dumnezeu, pentru Hristos care a murit pentru noi. Iată cum înțelege Pavel acest lucru în Galaten, capitolul 2 și versetul 20, citim următoarele cuvinte. Am fost răstignit. El nu spune, m-am răstignit eu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Într-un creștin răstignit, Trăiește Hristos prin Duhul Lui, cel Sfânt. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit, m-a iubit și eu îl iubesc, și de aceea mă duc la cruce să fiu răstignit. Răspund dragostei cu dragoste. M-a iubit și s-a dat pe sine însuși. Pentru mine. Deci, motivația răstignirii este dragostea. Dacă cineva înțelege crucea, dacă cineva înțelege chemarea aceasta specială a lui Dumnezeu, Apostolul spune: citesc în versetul 15 din Galateni 6. Căci în Hristos Iisus, nici tăiere prejur, nici netăiere prejur, nu sunt nimic. N-are importanță cine ești, ce pretins că ești, ce cunoști. Importanța, esența este, așa cum spune aici El, ci a fi o făptură nouă. Cine este creație nouă? Cel care a înțeles crucea și s-a răstignit și a fost răstignit împreună cu Hristos. Acela este creație nouă, pentru care cele vechi au trecut și toate s-au făcut noi. Dacă noi suntem creații noi, conduși de Duhul lui Dumnezeu, dacă noi suntem copiii lui Dumnezeu, călăuziți de principiile lui Dumnezeu, aceasta este esențial. Atunci ne vom lăuda cu crucea lui Hristos datorită crucii lui Hristos este o chemare cerească spre o glorie atât de înaltă și specială. Datorită crucii va fi o zi a restabilirii tuturor lucrurilor. Datorită crucii vine vremea să nu mai spună nimeni că e bolnav. Cunoștința să umple pământul. Faptul că într-o zi Imperiul răului va pune pentru veșnicie și Împărăția Lui Hristos va controla întreg pământul. Acest lucru extraordinar și glorios se datorează crucii Lui Hristos. Tot binele, acum, în copilul Lui Dumnezeu și binele veșnic și etern pe acest pământ se datorează crucii Lui Hristos. Să ne lăudăm cu Domnul nostru, cu Dumnezeul nostru, cu cartea lui, cu harul lui în viețile noastre. Fiți binecuvântați de Dumnezeu, stimați prieteni, dragi frați și sorori. Amin.